Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Ei bine, astăzi vom face un review la tastatura SteelSeries M800. În cutie găsim o altă cutie în care se află tastatura propriu-zisă, care are o construcție solidă, este făcută dintr-un plastic dur și mat, cu un cablu cu două porturi USB. Apoi găsim o punguță cu manualul de utilizare și ceva stickere. Apoi ceva taste care pot fi înlocuite dacă folosiți Mac sau Windows. Și o hârtie care ne felicită pentru achiziție. Și ceva de ronțăit. Tastatura dispune de o iluminare de tip RGB cu 16 milioane de culori pe fiecare tastă, programate individual prin SteelSeries Engine 3, care se poate descărca gratuit de pe site-ul producătorului. Switch-urile sunt mecanice, făcute de cei de la SteelSeries, și trebuie să menționez că e cea mai silențioasă tastatură mecanică de pe piață. Deci dacă joci CSGO noaptea târziu, nu o să-ți mai trezești părinții. Așa se aud switch-urile SteelSeries în comparație cu switch-urile mele brown de pe tastatura mea. Tastatura mai dispune de două porturi USB 2.0 pe care le poți folosi pentru a conecta un stick, un mouse sau pentru a vă încărca telefonul, dar acestea funcționează doar dacă conectați și al doilea cablu USB. Dacă ești jucător de CSGO, vei fi plăcut surprins când vei vedea modul special pentru CS, care îți arată gloanțele, kill-urile, viața direct pe tastatură. Nici măcar nu mai apeși tab, te uiți direct pe tastatură câte kill-uri ai, câtă viață, câtă tot. Foarte tare. Tastatura mai prezintă un mod foarte important și chiar vital pentru orice tastatură. Ei bine, poți juca Snake pe tastatură. Da, Snake, ăla de pe telefonul lui bunica ta. Ok, am înțeles. E rigidă și are luminițe șmechere. Dar cât costă? Prețul acesteia variază între 800 și 850 de lei în funcție de furnizor. E destul de scump, dar la banii ăștia primești cea mai silențioasă tastatură mecanică de pe piață, cu moduri de lumină customizate pentru CSGO, primești o tastatură foarte rapidă cu două porturi de USB, foarte bune în caz că vrei să conectezi ceva și nu mai ai locuri în PC. Deci da, eu vă recomand tastatura SteelSeries Apex M800, dacă vreți să o comparați aveți un link în descriere. Aș aprecia dacă mi-ați spune în comentarii ce părere aveți despre această tastatură și dacă vreți să vă o cumpărați sau nu. Și da, cam asta a fost cu acest episod, eu am fost Gami, iar noi vom vedea data viitoare. Pa!